chirie sau rată pentru un apartament? Aceasta este întrebarea pe care tinerii și-o pun la început de drum. Decizia cea mai bună, spun specialiștii, se ia după ce analizăm bine toate variantele. Cei mai puțin norocoși și cu venituri mici au și varianta locuințelor sociale sau a ANL-urilor puse la dispoziție de autorități acolo unde ele există. Suntem țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, însă tinerii se încumetă cu greu să apeleze la credite. Cei care nu au posibilitate să plătească cash, însă își doresc o locuință, trebuie să analizeze toate opțiunile care există. Atunci când vorbim de creditele noua casă, există niște îngrădiri. Cum ar fi interdicția de vânzare timp de 5 ani de zile, interdicția de închiriere timp de 5 ani de zile. Când vorbim de programul Noua Casă, avansul minim solicitat de bănci este de 5% la imobile de până în 70.000 de euro preț. Însă, dacă suma trece de 70.000 de euro, avansul este ca și la un ipotecar standard de 15%. De pildă, o familie care găsește un apartament de 66.500 de euro la un credit cu noua casă, rata este de 1.581 de lei pe lună, timp de 30 de ani. Iar un credit ipotecar cu aceea sumă și cu o dobândă foarte bună poate fi de 1.589 de lei. Ne uităm la profilul clientului, indiferent ce vârstă are el, ne uităm la chiar și la profilul angajatorului. Sunt profile de clienți care se încadrează la un credit ipotecar, obținând o dobândă mai mică decât la prima noua casă. Cu toate acestea, mulți preferă să stea cu chirie. Un astfel de apartament de două camere de 52 de metri pătrați situat în județul Ilfov, la 5 km de cea mai apropiată stație de metrou din București, se închiriază cu 500 de euro pe lună complet, utilat și mobilat deosebit. Pentru vânzare, proprietarii cer 73.500 de euro. Asta înseamnă că o rată lunară pentru o achiziție cu un credit ajunge la 1.500 de lei pentru 30 de ani și un avans de 15% din suma totală. Alte persoane doresc să stea în chirie pentru a se simți mai mobili, de a nu fi legați de un anumit punct de viață. Se simte cumva influența trendului din vest în zona de închirieri. O altă variantă pentru cei cu venituri modeste sunt blocurile ANL sau locuințele sociale. Primăria sectorului 6 are în acest moment, la nivelul lunii februarie, 2800 de cereri aproximativ de locuire socială și avem o singură locuință socială care este dată din anul 2013. Din păcate, până în acest moment, ANL-ul în Brașov nu a construit niciun bloc în regim de închiriere. Specialiștii spun că cererea pentru locuințe de închiriat, mai ales în orașele mari, crește de la an la an.